Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Far Cry 4. Nu uitați să apăsați butonul de like, să scriem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Avem aici de făcut o misiune pentru Longinus, vă readuceți aminte de preotul nebun. Hai să ne încerc cu noi. Salvate, checkpoint. Oh, salutare! Ne mai citește o poezie ca să nu murim de plictiseală? Diletul parizer. Pricit, sister. Așa. Dude, ce ciudat, seamănă cu un cocostrâc, băiat nebun. În așași timp. Sau așa, nu știu. O lebădă. O lebădă roșcată cu pojar. Dacă tot mi-a lăsat nenea Longinus ATV-ul, eu zic să-l punem la treabă. Hai. Cu viteză. Oh, iauzi. Mi-a zis Sabal o șmecherie. Să mă iau după el? Ai puțin. Ce vrei mă de la mine? Mă spionează ăștia cu barca. Smuggler. Ce smuggler visezi mă? Trece în viteză, oh shit. Care mă vede, mă? Sunt în flăcări. Kamikaze, shit. Oh, doamne. Vin acum. What? Dude, de unde vin oamenii ăștia? Ok. Ok, păi, mersi oameni buni, ce să zic. Mersi mult, no, asta a fost fain. Smuggler approaching. Aici sunt, cu minte, nu știu de unde au apărut zmeii aia. Dar a fost cam nasol. Well, nu-i problemă, am un skidget aici. Dacă toți suntem în zonă. Ușor mă. Ai da cu burta de apă. Bă, cu burta, AJ. Ai așa, cu minte, a, păi. Hai că vin. Iar îmi zice că sunt too far away. Minciuni. Nu cred nimic. Și paza. Episodul de astăzi este sponsorizat de o firmă de pază. Gata, kill the smuggler. A venit golanul cu tot ce vrei. Ia, hai să vedem cine s-a dat jos aici. Vreți mă, păcălicilor. Ei, hey, ia stai un pic. Spin the money wheel. Money, money. Ia. Cineva în mașinuța aia e goală. Culmea. Bun. Atunci o luăm la pas. S-au dat oamenii jos. Vezi că e un elefant acolo. Hai să ne apropiem. O, doamne, nu pot să mă apropii. Stăm cu minți deocamdată. A, ăla s-a băgat în mașină, no stress. Pe chill zone. Bine, dar du-te cu domnul. Hai, gata. Era mișto să dea peste el. Ăla e super departe. Băgăm un înot așa. Înot de performanță. Bossule, ia du-te până acolo.
Adică n-aude prostobanul. Ce pana mea? Hai bă nene. N-auzi chiar nimic, așa plantă ești. O pizza în cap. Ce-ți dau eu ție? Păi el, fratele vostru, Joe, e pus pe stilt astăzi. După făcut chestii șmechere. Ceva de genul ăsta. Hell yeah. Asta a fost ușor. Uneori e mai bine să aștepți în jocul ăsta. Nu te bași ca smeu. E, dar trebuie mai sus. Iar că nu e atât de simplu. Wow. Mai cine e? Și s-a dus. Păcat că a rămas acolo sus. Mai vreau să văd. Asta stă pe Cileanu. Frumos. Hai că sunt șef la cuțite. Dar asta. I-am panicat. Oh shit. Gata. Oh my god, ies mai mulți. Este timpul să schimbăm arma mea preferată în ultima vreme. Și s-a dus. Îmi place așa, mă, nene, mă. Îmi place. E cameră de luat vederi? Ah, nicio treabă. Ia, ce-o fi aici? Oh my god, cum am intrat. Oh, mă mir cum s-a dus glonțul ăla. Hai că am aruncat cu piatra dacă ai. Oh, mă, ce-o mă ăștia aici? Uniție sau haur? What is this, man? Răjituri? Pol. Well, să-mi bag ceaca, nu știu. Aici trebuie să fie. Poate strălucește ceva. Bă, ăstea para lingouri. Pe bune, para. Poate e ciocolată de-aia polită. Oh, come on, dude. Hey, take items, uite. Diamantul. Cum naiba mai oprei ăsta? Stai. Wait a second, dude. Schimbăm. Cred că se pune automat, do. Sincer, cred că se pune automat. Am eu impresia asta. Impresia asta mică. Așa. Sau am apăsat pe ceva random. Da. Da, s-a stins automat. Păi de unde mă știu mă ăștia? Am făcut mare deranj. Mare de tot. S-a dus. Ieși acasă. Aolo, stai că bubuie. Luați-o și pe asta, dacă e să fie haos. Împărțim dreptate pentru toată lumea. Gata, mamă ce OP arma asta, îmi place la nebunie. Hei, un poster. Poster cu Cabral. Dacă era din Tibet. Și da, nu mă dezamăgesc niciodată misiune cu Longinus, sunt șmechere. Foarte tare misiunile cu Longinus. Ok, asta a fost riscant, hai să nu mai încercăm. Am să iau barca. Că pot să iau skidget-ul.
Cu ăsta am venit, cu ăsta plec. Easy peasy, lemon squeezy. Și aproape e fortăreața, da? Aș putea off-camera să fac o șmecherie. Ce parcare? Parcare cu schijetul. Așa mă, frate. Așa e perfect. Și gata misiunea. Recompensă. Ia, yeah. Ce mai avem de făcut pe hartă? Amita. Hei. Interesant, dar avem ceva pe aproape? Surprinzător sau nu, chiar avem. Bine să cred. Baker. Vreau cuțite. Așa. Acasă. Și hai la Mita. Care e cocoțată. Mita mai în creierul muntelui. Shit. Poți, dar cum ajungem acolo? Facem autostopul. Elefanții ăștia nu ne duc. Îi doare spatele. De fapt îi doare în funde noi. Stop. Stop, stop, stop. Ieși acasă. Great. Just great. Fine. Nu mai ai voie să conduci. Am prins bat. Ai băut sânge de taur, recunoaște. Lol, dacă m-aș duce cu viteză pe munte, oare aș urca? Patron 4-2? Off-road rally. Na. Aoleu. Mă dau jos din mașină, nu mai rezist. Mai rezist la această muzică ambientală. Asta s-o puneți în lift, urmă, nu la mine. E perfect. Gata, am venit. Am invocat. Puterea străbunilor m-a invocat. Ia. Normal că Amita e băgată într-o cocioabă aici. Pe șustacherino și are doi bodyguards. Well, persoana importantă, ce să mai... Windows don't do drugs, really? Is that it? Those fields you burnt, they weren't just drugs. They were books, they were medicine. Oh, damn it, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says drugs are bad and you torch our fucking future. No. I think you understand. I'm sorry. Did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. 6! Damn! Sabal is pining for. Asta e puțin mai liberal, așa. Look, Sabal is not everything he pretends to be. Se certă între ei. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Așa. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Fall. Right now it's the last thing we need. Ce statui, mă? Statui, statui. Mă dorem pix de statuile voastre. Sleeping Saints. Ok. E cu ATV-ul, presupun. Ne-am găsit. Ups. N-a zis nimic. Bun, dar cum naiba ajungem noi acolo? Wow, uitați-vă de mult avem de urcat, de cățărat. Hai să o facem și pe asta, presupun. Audi, amici.
Promițătoare misiunea asta. Ia. Pare ca lumea. Îi aud și pe ăștia. Țipă. La ordine. Nu faci dumneata ordine la mine în birou. Grepel. Ena. What the fuck? Dude, e insane. What? E de bine? Că nu mă prind, ia stai. Stai așa că nu e așa. Am venit pe acolo. Am trecut pe jos oare? Fai, nici nu mai știu. Well, YOLO. YOLO, fratele meleu. What the fuck, idiotule, ce naiba ai făcut? Ei dus. Ei dus, mon ami. Oh, fuck off, AJ. Ai avut o singură... Te-ai ratat. Asta, când mergem pe drum ca plebii. Adevărații profesioniști se... cațără. Te face elefantule, știu, știu, știu că nu vrei. Nu vrei să te cocoșezi. Teoretic cocoșat deja. Acum de ce îmi zice că plec de la misiune? Eu sunt super aproape. Failed. Mersi, jocule. Aveam nevoie de asta. Așa, în fine, whatever. Mă, cred că era bine pe acolo. Fic și eu așa, nu știu. Lol, ce m-am m-a dat direct? Nu cred. That explosion, though. Ok. Proastă idee, oarecum? Mulți, mă, dă-i naiba. Mulți sunt dragi. Hai, 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 hai. Damn, ce mulți erau! 5 minute, boys. Contra cronometru. Te iei de mine! Aoleu, au o sniper. Ușor, chichiciane. Calmează-te. Cine mai sniper decât sniperul? Tipul ăsta. AJ Gale. Las-o moale. Am încercat. No, scop, tata. Pentru artificii. Sărbătorim. Haia. Și detonatorul e undeva sus. Care mă, că într-un minut m-am descurcat. Dacă toți suntem aici. Detonatorul. Gata, am oprit totul. Bine, întăririle. Oare e bine să mergem pe aici? Defend the remaining statue. Aici este ultima statuie, boșilor. Eu zic că e de bine dacă stăm aici. Nu chiar. Ah, nu chiar. Da, trebuia să cadă ca bolovanul ăla. S-a întâmplat. Deci de-aia erau butoaiele. Oh my god, ce vine aici.
Nu e un așa, din păcate, decât așa. Mă distrez și eu puțin cu sniperul, n-am voie. Bine. Era mișto să am o mitralieră, dar e bine și așa. Dai, vrei să spui că mai vin? S-a plictisit? O runda 2. M-am aruncat cu ceva. Aud cumva un elicopter, dude? Nu sunt pregătit pentru așa ceva. Oh my god, chiar e un fucking elicopter aici. Au dus și sniper aproape. Insane. Hai să nu stăm chiar aproape de butoi. Pâr, pâr. Păi la asta a fost simplu. Ce ăștia proști încearcă să se cațele. Ai, 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 m-a rupt. O leacă. Te duce bine de la distanță. Yeah. Ia uite ce frumos. Sabal, how the hell do I get up to the braziers? Climb. Eu mă grăbisem să scap. Nu e chiar așa simplu. Nope, my friends. Vezi partea bună, măcar am aflat cum a ajuns sniperul aici. Presupun, ia. Yeah. Zburăm, cică. Stai, bobiță, stai. Aoleu. Escaladăm. Încă-i mai aud pe aia, ce naiba? Voi chiar nu știți când să vă potoliți, jur. Dă-mă să-ți văd fața proastă. Gata. Frumos, snipe, se știe. Hai să încercăm așa prima dată. Hop. Hai că da. Hai că da, știi ceva? Man, fuck off. Asta e chiar stupid. Ăștia oricum o să vină în continuu. Mare țeapă ce mi-a luat. Vrea să sar direct ca un nebun și gata. Dar nu-i bai. Hai, hai. Cațără-te pe bărbie. Ia, ia, ia. Hopa. Hai că da. M-am dus aici. Bra. Asta e cea mai grea parte din misiune. Hai pe aici. Bă, dar cum naiba să ajungi acolo mai simplu? Știe. M-ai nimerit, frate, cu asta. Hai, mă cațăr direct. YOLO. Cel mai bine. Îmi zice să zbor, dar n-are sens. Vreau să zbor, omule. Bazez pe skill-ul meu nebun, ce-ai? Gen. Folosesc cara, dă. Aici așa, dar nu știu pe partea cealaltă ce trebuie să facem. No idea. Gata. Da, fix a fost asta. Vedeți ce simplu era?
simplu ca episodul ăsta. Ca intro-ul meu. Aha. De aici are sens. Ia uite. Easy. Gata misiunea. Vorbim cu inamicul. Ei. Bun, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Să ținem în cheie și într-o notă super pozitivă și foarte epică. Spurând. Nu uitați like, comment și subscribe. Ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune. Pa, pa.